A Ce fost te-a în rezervă. determinat pe tine să intri în acest concurs? Pentru că e clar că te-ai uitat înainte la el și ai văzut prin competiție, ai văzut probele, ai văzut condițiile în care se desfășoară lucrurile și cu toate acestea, ce te-a determinat să intri în acest concurs? Uite, chestia pe care oamenii nu știu despre mine, eu în fiecare luni seara de la 10 joc fotbal. Eu 2 ore alerg ca nebunul. O condiție fizică pe care eu o am, dar oamenii nu știau și au descoperit-o la Survivor, că erau toți, erau, wow, dar tu pe traseu erai, wow, pe traseu. Păi, da, dacă nu mă urmărești pe Instagram să vezi că fac treaba asta des și merg și la sala de 3-4 ori pe săptămână, da, ce puteam să fiu, un papă lapte acolo, că de-aia m-am dus, nu, m-am dus să câștig, nu m-am dus să dau și eu la televizor să câștig niște bani pe săptămână și să, wow, am fost la Survivor. Nu, eu m-am dus să câștig. Din păcate, genunchiul meu a zis, trece acasă. Dar a fost cea mai tare școală de dezvoltare personală. Mm. Acel Survivor, o lună de zile cât am stat acolo. Ce ai învățat? Nu numai că am învățat foarte multe lucruri social vorbind, într-un grup în care, ce spuse, ăla e alarma mea, eu am alarme de sus până jos. În fiecare zi am foarte multe alarme puse. Și da, așa țin eu. Dacă este ceva important. Nu, sigur, le-am verificat înainte. Da, poți să-l pui dincolo, că nu e nicio problemă. Pe lângă faptul că am învățat treaba asta de ce se întâmplă la Survivor într-o săptămână, 32 ani în viața reală. Wow. Social vorbind. Ce spune unul despre altul, vine ca un bumerang de la o oră la alta sau poate imediat a doua zi. În viața reală, dacă cineva zice ceva de tine sau tu zici ceva, se află după un an, poate nu știu cum prietenii care nu știu. Acolo era totul pac-pac, cauză-efect. Deci era instant. Dacă ziceai, pac, se ducea vorba, uite așa, imediat, apărea scandalul. Și dă-i și descurcă-te cu scandalul. Eu nu eram pregătit pentru scandal, eu nu sunt un tip conflictual, nu-mi place să mă cert, eu nici cu soția când, nu-mi place să mă cert, nu e genul meu. Iar cu asta, cu violența, pentru mine este cea mai urâtă modalitate de comunicare, între ghilimele, a oamenilor. Nu suport violența și nici măcar violența verbală. Și atunci mi-a fost complicată treaba asta, că nu trebuia să te impui acolo, pentru că oamenii, dacă lași un om să vorbească o dată, de 2 ori, de 3 ori și începe și spune prostii despre tine, oamenii tind să-l creadă. Absolut. Dacă tu nu iei atitudine și e vorba și orice lucru pe care îl facem. Nu trebuie să ne lăsăm călcați în picioare așa de orice nebun sau nebună care începe să scuipe în suflet și să... Dar era instinctul de supraviețuire, oamenii, și oamenii aceia voiau să câștige, nu? Da. Și atunci ar fi călcat pe cadavre. Asta în speță pe caracterul tău, da, și pe personalitatea ta, ca să scoată la iveală ceva de care ei să se folosească. Așa e natura umană. Cu cât înainte să învârstăm, dau seama de realitatea karmei. Realitatea lucrurilor, a energiei pe care tu o pui. În momentul în care tu pui o anumită energie și pleci la drum cu ideea de a oferi, nici nu mai trebuie să spui gândul că o să primești oricum.